Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și astăzi vă voi prezenta resursa educațională deschisă Operații cu intervale. Se consideră intervalele de numere reale I și J. Intersecția intervalelor I și J se notează cu I intersectat cu J și este egală cu mulțimea numerelor reale X, care au proprietatea că X aparține lui I și X aparține lui J. Reuniunea intervalelor I și J se notează cu I reunit cu J și este egală cu mulțimea numerelor reale X, care au proprietatea că X aparține lui I sau X aparține lui J. Vă propun în continuare următoarele exerciții. Primul, calculați intersecția intervalelor minus 2, 4 și 1, 6 și la punctul B, reuniunea acelorași intervale. Pentru a efectua operații cu cele două intervale, le vom reprezenta grafic pe axa numerelor reale. Primul interval va fi reprezentat prin acest segment, care este deschis la stânga și închis la dreapta, segmentul MOV, iar cel de-al doilea interval va fi reprezentat prin segmentul deschis la ambele capete maro. Pentru a determina intersecția, va trebui să aflăm elementele comune celor două intervale, adică porțiunea din axă pe care se suprapun cele două intervale. Deci, vom obține intervalul 1-4. Va fi deschis la 1 pentru că intervalul 1-6 era deschis în 1 și închis în 4 pentru că intervalul minus 2-4 era închis în 4. Pentru reuniune, vom alege acele porțiuni ale axei numerelor care sunt reprezentări grafice ale cel puțin unuia din intervale. Deci vom obține intervalul minus 2, 6, pentru că elementele intervalului minus 2, 1 se află în primul interval și nu sunt comune, deci nu se află și în al doilea interval. Elementele din 1, 4 se află în cele două intervale, iar cele din 4, 6 se află în al doilea interval și nu se află în primul. Cum reuniunea înseamnă elemente comune și necomune luate o singură dată, vom obține toate numerele din intervalul minus 2, 6, deschis la minus 2 și la 6. Exercițiul al doilea. Calculați la primul punct reuniunea intervalelor minus infinit 2 și minus 1 pi și la punctul B intersecția acelorași intervale. Pentru a efectua operațiile cu intervale, va trebui să le reprezentăm grafic pe axa numerelor reale. Primul interval se reprezintă prin semidreapta MOV, care este deschisă în dreapta, iar al doilea interval prin segmentul maro, închis la stânga și deschis la dreapta. Reuniune înseamnă elemente comune și necomune luate o singură dată. Observăm că toate elementele din intervalul minus infinit minus 1 se află doar în primul interval și nu se află în al doilea. Cele din minus 1, 2 sunt comune celor două intervale, iar cele din 2 pi se află doar în al doilea interval, nu se află și în primul interval. Deci, reuniunea celor două intervale va fi egală cu intervalul minus infinit pi. Pentru intersecție vom folosi aceleași reprezentări grafice ale intervalelor și de data aceasta vom alege de pe axă porțiunea pe care se suprapun cele două intervale, pentru că ne interesează doar elementele comune. Cele două intervale se suprapun pe intervalul minus 1, 2, deci intersecția va fi egală cu intervalul închis la stânga minus 1, deschis la dreapta 2. Exercițiul al treilea. Se consideră mulțimea A a numerelor reale X care au proprietatea că modul de X mai mare sau egal decât 5 și mulțimea B a numerelor reale X care au proprietatea că modul de X minus 4 mai mic decât 2. La primul punct trebuie să determinăm mulțimea A, la punctul al doilea mulțimea B și la următoarele două puncte trebuie să determinăm mulțimea A reunit cu B, respectiv A intersectat cu B. Pentru primul punct, vom porni de la una din proprietățile modulului și anume, modul de x mai mare sau egal decât 5 este echivalent cu x aparține de la minus infinit la minus 5 reunit cu 5 infinit.
Deci, mulțimea A este egală cu reuniunea intervalelor, minus infinit, minus 5 și 5 infinit. Ambele intervale sunt închise în minus 5 și în 5, pentru că aveam modul de x mai mare sau egal, deci și posibilitatea de egal cu 5. La punctul B vom folosi o altă proprietate a modulului. Modul de x minus 4 mai mic decât 2 este echivalent cu minus 2 mai mic decât x minus 4 mai mic decât 2. Adunăm 4 și obținem 2 mai mic decât x mai mic decât 6. Deci, mulțimea B este egală cu intervalul deschis 2-6. Pentru a efectua operații cu cele două mulțimi, le vom reprezenta grafic pe axa numerelor reale. Prima mulțime se va reprezenta ca o reuniune de două semidrepte închise, reprezentate prin cele două semidrepte MOV, iar a doua mulțime ca un segment deschis la ambele capete maro. Reuniune înseamnă elemente comune și necomune luate o singură dată, deci reuniunea mulțimilor A și B va fi egală cu intervalul minus infinit minus 5 închis la minus 5 reunit cu 2 infinit deschis la 2. Pentru intersecție vom lua doar elementele comune celor două intervale, adică porțiunea de pe axă unde se suprapun intervalele, deci intervalul 5-6 închis la 5 și deschis la 6. Pentru a exersa, vă propun următoarele exerciții. Scrieți sub formă de interval mulțimea A a numerelor reale x, care au proprietatea că x mai mare sau egal decât 2. Exercițiul al doilea se consideră mulțimea A egală cu reuniunea intervalelor minus 7, 4 și 6, 7 și mulțimea B, care este egală cu intervalul minus 1, 5. La primul punct trebuie să determinați A reunit cu B, iar la al doilea punct A intersectat cu B. Și ultimul exercițiu se consideră mulțimile A a celor numere reale X cu proprietatea că 2X minus 1 mai mare sau egal decât 3 și mulțimea B a numerelor reale X cu proprietatea că modul de 2X minus 5 mai mic decât 2. La primul punct trebuie să determinați mulțimea A, la următorul determinați mulțimea B și la ultimile două trebuie să determinați A reunit cu B, respectiv A intersectat cu B. Atât pentru astăzi, la bună vedere!